Plină de copii, cu creioane de senată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi. Ia părinții de acasă, Și vin o să te distrezi. te fac să zâmbești! Mira! atenție! Pregătim inimioarele pentru că urmează rubrica Mulțumesc! Rubrica Mulțumesc pentru toți patronii Clownela care au decis să susțină acest proiect pentru Teatru Planeta Clownela și Trupa Planeta Clownela. Iată cine sunt ultimii patroni care au venit în familia Clownela. Irina, Camelia, Camii, Dumitrița Albu, Mihaela Nartea, Margarita Druță, David Irina și Aleona. Dar să știți că de astăzi, unei patroni îi vom numi cu numele copilului, pentru că ei sunt cei care ne urmăresc, pentru ei Planeta Clownela creează în continuare și se dezvoltă. Iată de ce copilul împreună cu părintele au decis să renunțe la o înghețată sau la o ieșire la terenul de joacă pentru a susține în continuare proiectul nostru. Pentru voi avem enorm de multe inimioare, multe, multe pupici și îmbrățișări. Și iată cine sunt acești copii. Bia, Evi și David Stamati din Irlanda. Codran Emilia de 4 ani. Balaur Bogdan de 9 ani și surioara lui Mihaela de 2 ani. Corcodel Mihai de 5 anișori și frățiorul lui Darius de 2 ani. Lupanciuc Iuliana de 5 anișori. Comendant Maria Cătălina și surioara Iulia Smaranda. David Banaga de 8 ani din Marea Britanie. Victorița Zupcov de 4 anișori. Melissa Dediu, de 3 ani. David B, așa semnează el, de 5 ani și surioara lui Eva, de 3 ani. Bogdan Ionel, de 5 ani, din Irlanda. Elizabeta Macarenco, de 4 ani. Emigrama, de 2 anișori. Ciuntu Vlăduț de 4 ani, Donțier Delia 4 anișor și surioara Amelia, Ionuț Darie 8 ani și fratele Matei de 5 anișor, Nikita de 7 anișor și surioara Daria de 2 ani din Olanda, Andreea Plăcintă de 3 anișor, Eva Ilinca 4 ani, Simon Emil 5 ani, Bahova Anastasia de 4 ani din Turcia. Delia Buza, de 3 ani din Olanda. Teo Babin, 3 ani. Și Mia, 5 ani Și Emma Jovmir, de 4 ani din Germania. Pentru voi, dragii noștri, aplauze! Mulțumesc și te iubesc! Vă mulțumesc enorm de mult că sunteți patronii Planeta Clownela și cu ajutorul vostru, cu suportul financiar pe care îl faceți lunar, noi, Planeta Clounela, putem să ne dezvoltăm mai departe. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și pe voi să fiți patronii Clounela. Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador! Te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Continuăm uh, seria povestioarelor despre animalele din pădurile noastre, și după ce am descoperit tot ceea ce trebuie să știm despre veverițe, despre urs, astăzi vom uh, discuta și vom citi despre un animal, la fel de pradă, care iubește să prindă. Hai să vedem, ajunge chiar și pe lângă casele omului, acolo unde sunt oițe, îi place să vâneze și iepurași, chiar și vulpi, deci nu e vulpea. <laughs> e sur și e, să zicem, frate cu câinele. Hmm? Cine e? Uh, hai să zicem așa, în aventurile celor trei purceluși, el este cel care suflă în căsuțele lor. Cine e? Cine, cine? <laughs> Lupul ați spus! Da. Astăzi vom citi din Aventurile unui pui de lup. Apropo, să știți că aceste cărți sunt de la editura Biblion. Este o editură de a noastră din Republica Moldova și chiar le mulțumim pentru aceste Cărți de tip broșură, foarte interesante și utile pentru copii. Uh, colecția e destul de voluminoasă, noi avem doar câteva și haideți să citim pe cea de-a treia povestioară. Aventurile unui pui de lup. Odată, de mult, într-un codru des și de nepătruns, a văzut lumina zilei un pui de lup. Era atât de mic încât chiar iarba și floricelele se uitau la el de sus. În scurt timp, voi fi la fel de mare și de frumos ca și părinții mei, s-a gândit acel pui de lup. Puiul de lup însă nu știa deloc nici să vâneze și nici să își dobândească singur hrana. Nu te întrista, i-a șoptit vântul, va veni și timpul când le vești pe toate. Vești ce înseamnă vânătoare? Despre ce vânătoare vorbești dacă sunt atât de neîndemânatic și nici măcar dinți nu am? S-a gândit puiul de lup. Lupușorul a oftat și sugea în continuare laptele mamei împreună cu frații și surorile sale. Ce putea să mai facă dacă nu avea dinți? Lupul tată, un animal mare și frumos, mergea la vânătoare, iar lupoaica mama se îngrija de cei mici. Ea nu mai avea timp de vânătoare, de aceea lupul tată o hrănea și pe ea, și pe sine, și își mai apăra familia de oaspeții nepoftiți. Casei în care locuia Lupușorului, se spune Bărlog, da? Bărlog, casa lupușorului. Acel bărlog era bine ascuns de ochii curioșilor, sub rădăcinele noduroase ale unui copac bătrân. În culcuș era cald, plăcut și toți se simțeau în siguranță, ca acasă. E minunat când ai cu cine te juca! se bucura lupușorul, făcând tumbe cu ceilalți micuți. Ce mai, așa nici nu te plictisești până ajungi să fii matur. Când puiul de lup a ieșit pentru prima oară afară din bărloc, toate îi se păreau uimitoare. Și vântul, și licuricii, și iarba care îi la nasul atunci când încerca să o miroase. Fiți atenți la mine, le spunea tatăl micuților care se hârjoneau. Îl vedeți pe lupul bătrân care stă pe un bolovan? E căpetenia haitei. Toți îi se supun. Să țineți minte, lupii fac totul împreună. Haita este familia noastră lupușorului toate astea i-au plăcut foarte mult. Să se joace toți grămadă, să vâneze toți împreună, să se apere unii pe alții, tot împreună. Oare ce poate fi mai bine? S-a gândit atunci lupușor. Dar de ce am dinții așa de mici? Se tot plângea lupușorul uitându-se la lupii adulți din haită. Doar și eu sunt răpitor, se tot uita cu invidie la colții mari de tot ai lupului tată și ofta în ceceșor. Prada se împărțea egal tuturor. Vânatul era hăituit de întreaga haită și apoi era împărțit frățește tuturor, chiar și celor care nu luau parte la vânătoare. Deci asta e un moment foarte important care trebuie să știm despre lupi, da? Țineți minte! Părinții îi povesteau că lupii simt mirosurile de la distanță mai mare de un kilometru. Odată, puiul de lup a adulmecat un iepure. E pradă! s-a bucurat puiul de lup și a pornit o îngoană după vânat. S-a pornit singurel, fiți atenți, dar ce spunea mai sus tata? Că toate le fac împreună cu haita. Iepurele matur era însă mult mai șmecher decât micuțul lup și a fugit acoperindu-și cu măie strie urmele, pentru că iepurele știe cum să fugă așa încât să păcălească și să nu-l găsească nimeni. Nu-i mare paguba, nu s-a pierdut cu firea puiul de lup și a început a adulmeca din nou. De asta dată a adulmecat un șoarece, adică a văzut și a încercat să-l prindă dar nici acum nu i-a mers. Un corb bătrân i-a luat-o înaintea vânătorului novice, adică el era încă nepriceput și nou printre vânători. Dacă bătrânul corb ar fi fost de unul singur, poate că puiul de lup ar fi reușit să-și ia înapoi prada. Se adunase însă un stol de corb și puiul de lup a trebuit să cedeze. A înțeles atunci de ce e bine ca toți să fie uniți, chiar și păsările pot învinge un lup atunci când sunt multe. Ați înțeles? Puiul de lup s-a pornit singur el să vâneze și a reușit să prindă ceva? Mm -mm. <gână> Nici un șoarece n-a reușit să-l prindă. Odată, Haita a dat peste niște oameni. Spre uimirea puiului de lup, Haita nu a atacat. Acesta e cel mai periculos animal, a zis căpetenia și le-a ordonat tuturor să se ascundă. Lupușorul rămase nedumerit. Oamenii nu i se păruseră deloc strașnici. Nu aveau nici colți, nici gheare, dar căpetenia haitei trebuia ascultată. Vara a trecut pe neobservate. A venit toamna. Puiul de lup a crescut văzând cu ochii și s-a maturizat. A venit timpul să plece la o adevărată mare vânătoare cu întreaga haită. Lupii s-au apropiat tiptil de niște cerbi, dar de atacat nu îi atacau. De fapt, trebuia încercuit doar un singur cerb care se îndepărtase de turmă. Nici măcar o haită de lup nu putea face față unei turme de cerbi. Așa le-a vorbit căpetenia și toți au căzut de acord. Treceau zilele, treceau și săptămânile. Puiul de lup ajunsese deja lup tânăr și vâna împreună cu ceilalți. Credea că le-a văzut și le știe pe toate, când dintr-o dată, din cer, a început a cădea niște griș alb. <laughs> Ce e grișul alb? la sfârșit de toamnă, ce ar putea să cadă din cer? Da, primii fulgi de zăpadă. Ce minuni mai sunt și astea, s-a mirat nespus puiul de lup. E prima zăpadă, i-a răspuns căpetenia. Iarna e aproape, deci vine frigul. Apoi a ridicat capul în sus și a prins a urla îndelung, chemând haita. Pe zi ce trecea în pădure, se făcea tot mai frig. Lupii se înghesuiau unii în alții, încercând să se încălzească. Acum ei ieșeau la vânat nu numai noaptea, ca pe timp de vară, dar și ziua. Mâncând pe săturate, puteau rezista fără de hrană vreme îndelungată, pândind clipa când vor putea din nou să plece după vânat proaspăt. Ce bine e că am blana atât de deasă!" se gândi puiul de lup de fiecare dată când se pregătea de culcare. Fără de blana asta, mi-ar fi fost rău de tot când au dat înghețurile." Ați înțeles? Blana lupului e foarte groasă. Iată de ce atunci când este iarna afară și e frig, lor nu le este atât de frig. Bine, le e tot frig, dar mai puțin ca au blana groasă. Uneori, haita adormită era viscolită de zăpadă și atunci tânărul lup și prietenii lui, adică toată familia, se transformau în niște nămeți vii de nea, cu ochi și cozi. Da, ia să dați la căutare în internet să vedeți cum arată o haită de lupi acoperită cu zăpadă. A venit și primăvara. Nămeții s-au topit, au început a cânta păsărelele, au înflorit floricelele și într-o zi minunată, tânărul lup a cunoscut o tânără lupoaică și a rămas cu ea pentru totdeauna, fără să se despartă vreodată, exact așa cum au făcut și părinții lui. Lupii, lucru știut, sunt cele mai fidele animale. Ei, odată ce se căsătoresc, să zicem așa, își găsesc o, o lupoaică în cazul nostru, rămân cu ea toată viața. <gâng> Să-mi spuneți dacă v-a plăcut povestioara despre lupi. Ați aflat ce poate mânca un lup? Ați aflat despre familia lupului? Cum se numește adunătura asta? Sau multe, multe uh, familii de lupi împreună? Se numește o... Ia scrieți la comentarii. Cum îl cheamă pe lupul cel bătrân? Uh, ce am putea noi să mai vorbim? Uh, cum se numește casa lupilor? Și faptul că ei sunt fideli. Odată ce își găsesc un partener, ei rămân pentru toată viața împreună. Uite așa, povestioare frumoase, astăzi despre lupe am aflat. Dacă ți-a plăcut, trebuie neapărat să pui chiar acum like, 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 <l> să distribui și să te abonezi la canalul nostru YouTube trupa Planeta Clownela. Apropo, să știi că tot ceea ce facem noi aici pe online este gratuit, iar tu ai putea să ne susții devenind Patreonul nostru, fiind pe platforma patreon.com slash clownela. Acolo ne găsești și poți să ne susții printr-o contribuție lunară începând de la 3 dolari. Te aștept neapărat și acolo pentru a ne susține ca să putem crea și dezvolta în continuare tot ceea ce înseamnă Planeta Clownela. Eu îți spun la revedere și un salut! Te iubesc, te ador! Te pup, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma. Patreon. Devino patronul clownela. Ce înseamnă să fii patronul clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și Trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela. Ador cărțile și poveștile. Iată de ce seară de seară dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Pa planeta Clonela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la povești cu clonela. Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!